am pățit odată, vă spune Mircea Goian, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție în Lumina Adevărului și am spus expresia asta pentru că iată, am un invitat, un prieten, un artist în studio Info HD și vorbim despre Sergiu Corbu Boldor, artist, da? Am stabilit să prezint. A doua oară în acest an, în ianuarie ne-am întâlnit prima dată cu un alt turneu pe care l-a realizat și în Ardeal, dar sigur și în alte zone din țară, în Deva în normal. Și acum putem vedea o altă activitate importantă a lui Sergiu și cu ea bine și la Deva. Bine ai venit în studioul nostru, Sergiu. Bine v-am găsit ce ai pățit, ce am pățit odată, interesant și sugestiv și provocator titlul da, de album, de turneu, de eveniment. Este. Și ce am pățit odată în Deva, se numește spectacolul de astăzi. Da? Bănuiesc că în fiecare Localitatea ce-am pățit în, în Alba, de respect... mi se pare, nu? Mâine va fi ce-am pățit odată în Alba, Iulia. Așa, da. Ieri a fost ce-am pățit odată în Timișoara, a fost Aradul. Ne aflăm în turneul ăsta de promovare al albumului Ce-am pățit odată, album lansat în 2019. Uh, microfonul un pic. Un pic cum? Telefonul. Te telefonul se aude. Mai departe, telefonul. Sunt fără telefon. Nu este, are telefon, eu am telefon. Da. Da, ok. Așa, și ne plimbăm prin țară cu promovarea acestui album, ce am pățit odată, da. pentru că n-a avut vreme de promovare prea multă, fiind și povestea cu pandemii, cu războaie. Albumul normal a apărut, a fost realizat în 2000? În 2019, dacă bine ține o minte. Atunci făceam deja al doilea album, pentru că primul a fost Bors spre rădăcini. Iar fiecare proiect al nostru este diferit, pentru că ne place să funcționăm ca la teatru, de exemplu, pe stagiuni sau pe proiecte, pe spectacole. De aceea avem așa multe spectacole diferite, albume diferite, mă refer la muzica pe care o avem înregistrată pe ele. Cu diferența că, vorbind despre teatru, nu sunteți o instituție... De stat. Nu, suntem complet independenți. Tot, tot, tot ce facem, facem prin munca noastră și a foarte multor oameni care se implică și îi pun numărul la bătaie. fiecare cu ce poate să ajute. Și în deva avem prieteni care ne ajută și așa reușim da. să mergem înainte să ne facem treaba. Rog pe colegi să ne ajute cu apișele, atât cel pentru concertul de astăzi, cât și apișul turneului și putem eventual să explicăm unde va avea loc concertul, la ce oră, câteva informații despre evenimentul da. de astăzi. Referitor la concertul de astăzi, m-a amuzat că am avut mai multe reacții și de la prieteni muzicieni din Deva, care mi-au mi scris la un moment dat un, un artist, ce mă da, bine am înțeles, cântați la o sală de fitness? Păi am zis, da, acolo, chiar bine ai înțeles, păi de ce? Mi se pare un pic cam atipic. Păi și noi suntem atipici că așa ne place, așa, așa a ieșit, așa e viața noastră atipică. Pentru noi nu este o problemă să cântăm la Heroes CrossFit, o sală de fitness, o sală de forță, o sală unde se face sport, pentru că și spectacolul ăsta e destul de energic. Numai bine o să jucăm din glezne, o să facem unduri de bazin și o să dansăm în ritmuri disco și hardcore folclorizat. A, interesant, oricum, cred că e prima dată și eu cel puțin aud despre un concert realizat într-o sală de fitness. Până la urmă, nu asta contează. La un moment dat am făcut un concert la etajul 1, la un bloc în construcție. No. Deci sunt tot felul de forme, nu? ceea ce mi se pare chiar provocator și în același timp demonstrează imaginația. Nu? Aici, în cazul acesta, am înțeles că e vorba de niște prieteni care au făcut oferta asta să. Puteți cânta acolo, să, nu? Luiza Mitu este managerul proiectului, cea care se ocupă de, toate, de toată organizarea, și ea i-a găsit pe cei de la Heroes CrossFit după prezentarea pe care o au ei pe pagina lor de Facebook, unde am găsit foarte multe compatibilități de, de principii, să zic așa, și ne-a plăcut foarte mult ce au ei de gând. În concluzie, i-a sunat, s-a legat foarte ușor totul și iată-ne că mergem pe strada progresului PT22A la CrossFit. <laughs> Super! Heroes! Okay. Să cântăm uh. ce-am pățit odată în Deva. Așa, da. Uh, hai să vedem un pic în, încă o dată afișele și să vorbim despre turneu. Că am văzut uh, că începând de când? De trei zile s început? De duminică am de început. duminică, duminică... până în decembrie da. zi de zi aveți... Uh, Turneul ăsta a fost împărțit în trei etape. Prima etapă a fost în perioada Halloween pe atunci, acum suntem în etapa a doua și în decembrie mai avem a treia etapă în care finalizăm turneul. Am fost în orașele pe care le puteți vedea în afiș sau pe Facebook la noi pe pagină. Acest spectacol, spre deosebire cu celălalt cu care am fost în Deva, este diferit pentru că, în primul rând, conține mai multe instrumente, de la tobe, la chitară bas, chitară electrică, vioară, caval. Sunt foarte interesant, uh, curios să văd uh, reacția. Ce am, reacția. reacția, și ce am pățit că ne mai trebuie lumea, dacă cântați același show, da, îl cântăm același, dar uh, întotdeauna e ceva diferit, întotdeauna ceva se întâmplă diferit, oamenii sunt diferiți. Fiecare om e unic, la fel ca toți ceilalți. Da, foarte clar. Uh... Hai să vorbim un pic despre tema ce am pățit odată, și după aceea o să vedem și uh, piesa, uh, un clip pe care l-ați realizat în 2019, uh, probabil după ce a, da. ați finalizat uh, albumul. Ce înseamnă ce am pățit odată? Adică, cam unde duce? Păi, în primul rând, uh, textul complet al ideii este ce am pățit odată, tare m-a uimit într-o dimineață mi-am dat seama că am murit. Iar asta este, în viziunea noastră și a multor altora, o, o situație foarte de bine. E vorba despre o renaștere, la o nouă viață, la ceva. Uh, un nou început. Un de? nou început, exact. Doar că acest album se referă foarte mult, e cumva ancorat în uh, evenimentele astea lumești, ale vieții, iubiri, despărțiri, drag dragoste, iubire, am am zis asta, am zis asta. Și tot felul de întâmplări pe care le-am trecut în acest repertoriu. De la Ce-am la Furnica, la Neverending, Raiu și altele pe care urmează să le cântăm. O călătorie în aventurile vieții. Asta este Ce-am Pățit Odată. Da, oricum, titlul e, cum spuneam, incitant și stărnește curiozitatea. Ia să vedem Ce-am Pățit Sergiu și în cazul ăsta și colegii tăi. Dacă vrei să ne spui câteva lucruri despre formula actuală, pentru că o să vedem pe parcursul emisiunii, ai cântat în cinci trupe, din câte am uh, socotit. Am ele. avut diverse colaborări, 5 da. Cinci trupe, importante, ca să zic așa. Și uh, acum este o altă formulă față de cea din ianuarie, nu? Înțeleg. Da, 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 da. Cum ziceam mai devreme, noi funcționăm, e cel mai bun exemplu pe care pot să-l dau, ca la teatru pe stagiuni. Și în funcție de spectacol, facem o, un casting în care ne adunăm... Uh, oamenii potriviți și așa facem spectacolele. De aceea spectacolele noastre au formule diferite. Ăsta e motivul principal. Apoi se mai întâmplă și alte chestii, că mai se mai schimbă oameni ca în orice grup, dar motivul principal este ăsta, fiecare spectacol știe ce are nevoie să sune bine. Nu oamenii. Spectacolul este rolul principal. Bun, asta presupune uh, diversitate, adică da. Am sesizat de-a lungul carierei tale că abordez nu știu dacă neapărat în fiecare an, dar la o anumită perioadă de timp, da, vii da, da, cu da. ceva nou, cu o altă direcție. și foarte, cum să zic eu, așa, mobil, te duci în multe zone, totul bazându-se pe un pilon, adică persoana ta, bioara și cavalul, din câte exact. am acum. În celelalte zone, fiind diferite instrumente, diferiți instrumentiști, nu? Bineînțeles că în jurul viorii se învârte foarte mult, acolo e puterea mea cea mai mare. Și, în funcție de spectacol, vorbim anumite chestii. Mi-e greu așa să. Dacă mă întreabă cineva care e trupa mea preferată, nu știu. Că, în funcție de stare, în funcție de locul în care mă aflu, în funcție de perioada anului, în funcție de dacă sunt afară sau în interior, poate să-mi placă un concert. Mai mult sau mai puțin. La fel și cu spectacolele pe care le cântăm noi. Acum, în perioada asta anului, în principal, pornind din primăvară cu spectacolul ăsta. Pe vară parcă îl simt mai mult uh, acest gen de spectacol ce am pățit odată, comparativ cu Dezlegania, cel cu care am fost atunci în uh, ianuarie la Deva. Și Cez... care a fost dedicat uh, lui Brâncuș. Lui Brâncuș, da. da. Atunci am făcut un turneu foarte interesant. Iar diferența dintre dezleganie și ce am pățit odată este că în dezleganie sunt singur pe scenă. Așa e spectacolul. Și nu conține asta, înseamnă că nu conține tobe, în primul rând, adică nu este ritmic, e doar vioară care cântă vioara și cavală timp de ore. E foarte linear. Mi-au mai spus mai mulți artiști că e foarte linear, că nu se întâmplă nimic, la nu se schimbă armoniile, nu știu ce nu se schimbă și că ar trebui, ar n-ar trebui nimic. Ăsta este un spectacol linear, pentru că ne adresăm interiorului nostru, minții noastre, sufletului nostru. Iar ce am pățit odată este un show energic care îmbină toate influențele lumii exterioare în care ne aflăm și în care ne place să dansăm, să ciognim un pahar și să ne bucurăm de viață. Da, hai să vedem uh, clipul, uh, materialul 2 și revenim după aceea. Acha ser não mais titi, ela adora. La mândra mea Da, simt uh, influențe folclor, de folclor aici, da? Influențe foarte multe de folclor pentru că nu E vioara, iar cu vioara prima dată când am cântat a fost uh, folclor, pentru că proful de vioară este un mare, mare folclorist din sălaj. Și probabil că se simte influența. Iar la piesele astea, la show-ul ăsta, este foarte mult folclor. Chiar primele trei piese pe care le cântăm sunt toate din folclor. Una este Hora din Caval, cu aceea intrăm în spectacol, și apoi urmează Pădure verde, pădure, mărine, mărine, apoi îi trecem în numai în piese proprii. Și cam gata. Da. Bun, din ce zonă? Folclor din ce zonă? Păi, ești păi din Zalău, da? Eu sunt din Zalău, da. dar Hora din Caval, nu știu sincer din ce zonă este. Cavalul iar din Sud, nu? Posibil, da. chiar nu știu. Dar celelalte două pădure, verde pădure, este de la Taraf de Haiduc. Să știați chiar din Sud, de mai jos de București. Și Mărine, la nunta ta, este de la Liviu Vasilică din Olt. Iar restul... Eu nu fac diferență între, da, Adică, în, în muzică nu țin uh, cont de lucrurile astea de diferență. Pentru mine, muzica e muzică, și dacă o temă îmi place, o folosesc, dacă nu inventez una nouă, cum să astea din ceea ce am ascultat acum, într-un stil sau un altul, cum, cum simt. Corect. Hai să vorbim un pic despre colegi. Colegii mei sunt toți foarte, foarte faini, lucrăm foarte mult pe energia de grup, cea în care căutăm și încercăm și facem exclusiv să ne simțim bine pe scenă și împreună, pentru că noi considerăm că asta este cheia succesului. Primul lucru și primul lucru, trebuie să ne simțim bine pe public, în public, noi. Apoi publicul, că aici m-am bâlbâit... Noi trebuie să ne simțim bine, iar dacă noi ne simțim bine pe scenă cântând, publicul este în extaz, în extaz, savurând fiecare notă, fiecare ritm și fiecare sunet pe care noi îl facem. Bun, nume, ca să... Chiar dacă noi nu-i da, -o cunoaște, dar o să da, ne da, da. acomodăm cu... La tobe este Johnny, un artist foarte fain, care... Um, are o prezență scenică super energică și explozivă. Îmi place când se ridică în picioare la setul de tobe și cântă din picioare. Are momente foarte, foarte momente de... și aruncă bețele și... Sunt impresionante. Da, Dar pe lângă show. asta... Da, face un show. show. E om de show. Dar pe lângă asta are un stil de cântat la tobe foarte compatibil cu acest spectacol. Că... Bănuiesc că ca la casting ai ținut cont de caracterul... De da, zucat, adică da? chiar contează foarte mult, pentru că degeaba e, mai avem toboșari cu care colaborăm. Mulți chiar vorbeam acum două-trei zile despre cei 15-20 toboșari cu care tot. Dar fiecare are un stil anume și asta e important. Asta căutăm ca acest toboșar să potrivească cu acest spectacol. La fel și la Cristi Cioloca, chitaristul trupei chitaristul din ce am pățit odată. Este un instrumentist foarte bun, toți din trupă, toți au studii superioare de muzică, dar. Dar sunt mulți în care cântă bine. Noi încercăm să punem și suflet în ceea ce facem, și se pare că ne iese din moment ce ne bucurăm și noi și publicul de treaba asta. Cristian Cioloca este la chitară, folosește o chitară cu șapte corzi, cântă foarte mult uh, uh, ritmuri de folclor, cu estamuri să le zicem, sau scauri ritmuri care se găsesc în muzica ska sau punk, dar și rifuri cu diston scala rock. Pentru că ne place stilul, vreau să zic multe în același timp, stilul acestui album este disco, easy, hardcore, folclorizat. Pentru că ne mișcăm disco, gândim hardcore, disco, easy, hardcore, stăm liniștiți într-o formă easy și ne bazăm pe folclor. Cam asta era de fapt marea descriere a stilului deși, nu știu, mi-e mi -e greu să descriu un ce stil cântăm, nu știu așteptăm Bun. un stilul ah. Corbu, da, așteptăm mm -hmm. un critic de muzică da, să da, ne spună. Corect. Bun, deci Corbu, Bioar Caval, Tobe, tobe Am de Tobe și... am zis de Chitară no. am zis, de Basist Basistul este un coleg de-al nostru cu care am mai avut și alte spectacole și în anii trecuți, a studiat muzică la Cluj, este Pluri instrumentist. Și prezentarea adevărată pe care o am pentru trupă este în spectacol în timpul melodiei Furnica. Iar dacă veniți la spectacolul nostru Ce am pățit odată în Deva, la Heroes Cross Fit, de la ora 19, astăzi, pe Strada Progresului PT22A, veți vedea prezentarea completă și detaliată cu solouri incluse de la fiecare coleg. Foarte frumos. Uh, ai cântat, uh, spuneam, în cinci trupe de-a lungul carierei. Eu te-am cunoscut prima dată când erai la Ad Hoc. Uh, da. Te-am cunoscut pentru că eram preocupat de aceea, aceeași lume, da? da. Uh, lumea medievală. Și uh, apariția voastră cu Ad Hoc, Ad Hoc a fost chiar. Uh, demnă de urmărit, de luat în seamă și de observat. Așa cum acum ne bazăm pe folclor, atunci punctul de bază era într-adevăr lumea medievală. Dar eu aș descrie mai, cu mai multă siguranță proiectul ad hoc decât Corbu, că la Corbu e greu să zic ce genie, dar la ad hoc aș zice mult mai repede că e un fantasy. De bază, O trupă de bază, pentru că undeva în zona aia ne manifestam. O perioadă foarte frumoasă atunci. Da. Foarte frumos. Acum câți ani? 8 ani, 6, ani. Cam și, atunci, nu? Și mai bine. Acum vreo 12 da. ani, probabil. A, okay. Că noi am apucat atunci de-am sărbătorit 8 ani și din 2018, 2017, 2016 nu mai suntem. Am oprit proiectul. Da. Că am transformat totul în corbu Și am regândit toată abordarea. Da, atunci am înțeles că ați avut un... EP, da, și o colaborare, ați devenit personaje de benzi de, desenate. Da, 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 da. Uh, în perioada ad hoc, debutul nostru a fost făcut în revista de benzi desenate, Hara Palp Continua. Și cu ocazia asta am scos primul nostru material uh, printat, adică acel EP, Dezmăți, Licor și Muzici Medievale. Iar în revista de benze senate Hara Palb Continua am fost personaje incluse acolo, numărul 7 al, colecției apărem acolo, cu CD-ul care a fost distribuit gratuit în, gratuit în toate revistele respective. Dar chestia faină de atunci este că noi am rămas în legătură foarte bună cu Marian Coman, cel care a scris uh, scenariul la revistă și între timp Marian Coman a publicat două cărți ca Dezvoltarea personajelor din Harapalb continuă, unde există ochilă. În viziunea lui Marian Coman, ceea ce mi se pare mult mai adevărată, ochilă este un un rege, un zeu, o zeitate care lucrează cu ochiul minții, că de-aia e ochilă. Iar Harapalb, când am citit marea lui putere, a lui Harapalb, noi știm despre Harapalb din povestea, din folclor, dar... Da. Hara marea lui pute, supra putere, supraputere era care rațiune <fie> și discernământ, m-a supermarcat treaba asta. <fie> și da. cu Marian Coman am colaborat foarte mult pentru că el și-a lansat albumul Cărțile Haiganu, este o chilă. În două romane și între timp sperăm să publice curând și al treilea roman Haiganu. Haiganu este o trilogie iar mergând pe test textele din Haiganul noi am făcut acest album, cei care tac se numește, unde iară este o abordare diferită. Aici folosim tobe, chitară și saxofon. Fără chitară bas, în schimb cu foarte multe instrumente electronice. Este un album de cu ce fantasy, bombulă, eu spune. cu ce trupă? Tot în proiectul Corbu, o altă variantă, o altă, un, alt, un alt casting. A, a, a abordare, da. O altă deci abordare, da. După, după ad hoc a venit Corbu, da? Proiectul Corbu. Da, 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 după ad hoc. Am trecut eu da. acum, da. Deci, din ad hoc am făcut legătura cu Marian Coman, am ajuns înapoi că. Apropo, la el am apărut în revista numărul 7, și după 7 ani s-a potrivit să colaborăm din nou cu Marian Coman. Foarte frumoasă întâlnire și prietenie. Bun, perioada Corbu a fost marcată de, așa, un element, două elemente mai... Bine, perioada Corbu e tot timpul, e și acum, nu? Da, Fiind vorba este, tine. este un mod de viață, Corbu, și nu -i... Hai să ne facem o trupă la care să-i punem numele Corbu, sau știu eu ce. Corbu, în primul rând, este numele meu, dar adevăratul rockstar este Corbu-proiectul. Noi suntem niște pioni care facem să se întâmple după cum simțim și după cum ne dirijăm de ce ne dictează sufletul. Dar Corbu a început în 2018, în 2016, în 2007, nici nu mai știu, dar nici nu mai contează când a început. A început, am uh, dat friul liber uh, muzicii și muzica s-a manifestat în diverse forme, cele pe care le-am tot prezentat. De-aia albumele noastre nu seamănă unul cu altul. De-aia spectacole nu seamănă unul cu altul. Și ăsta e tot un album muzical. Și forma de prezentare. Da. Editul, nu. Forma de prezentare. Ăsta a fost făcut în pandemie și l-am făcut pe cartonașe sub uh, formă de semne de carte pentru că ne plac cărțile. Și fiecare carton are pe spate un, un cod QR care, atunci când îl scanezi, te duce la unul din cele șapte concerte live, toate făcute în timpul pandemiei. Toate cu proiecte solo, nu cu trupă. Toate cu proiecte solo. Dar dacă le căutați pe internet, le veți găsi pe toate, că totul este public. Iar noi le avem cu noi pentru că sunt oameni care... Uh, pot să cumpere, pot să susțină trupele și prin felul ăsta noi reușim să mergem înainte cu evenimentele noastre, cu, cu manifestul nostru cultural. ceea da, ce face. Da, în urmă, chiar e un manifest cultural și da. uh, nu e chiar simplu să Nu e deloc simplu. Să existe într un proiect cultural. Cum am zis, deci muzica noastră chiar e liber, tot, tot tot se poate asculta online. Dar cumpărând de la trupe, de la orice trupe, cumpărând bilete și ce produse au ei, pur și simplu punem umărul la bătaie, cot la cot cu artiștii, și reușim să facem dintr-o lume bună una mai bună. Da, asta într-o lume în care mai bună, da? În care, în general, publicul este obișnuit să participe cam pe gratis. Din cam, păcate, ne luptăm cu foarte multe Da, adică. Defecțiuni. Forma, forma asta de divertisment promovată de electoral, zic da, eu, da? da de către administrațiile locale sau chiar județene sau, mă rog, naționale, au cam distrus uh, industria cumpăratului de bilete. Dar, adică în modul direct de a uh, îl face pe artist să poată exista. Da, nu? Da, da. Urmă... E foarte greu, nu e ușor. Lumea stă acasă, în... e alegerea fiecăruia. Stai acasă și te gândești, mă duc sau nu mă duc la un eveniment? Dar trupa aia până să ajungă la tine în oraș, știm foarte bine, dar ar fi atât de mult mai să știe și cei care nu fac asta sau care nu cântă. Sau artiști care cântă, atâția oameni sunt, sunt convins că sunt foarte mulți care se uită în momentul ăsta la noi și ceva artă fac, pictează sau scriu sau, sau cântă la un instrument. Cum faci să ai un album, să ai o cărticică scrisă, să ai un album foto publicat, să ai, nu știu, orice, numai punând umărul la bătaie, toți împreună și susținându-ne, susținându-ne unii pe alții. Asta, generic spus, da, e o muncă da. serioasă aici, pentru orice realizare. Phoenix, o, o trupă în care ai cântat câțiva ani, da? Da. Și care, în, în altă formulă, unde erai copil, am înțeles că te-a marcat, te-a făcut să alegi zona artistică. Phoenix a fost nu știu, cred că un vis împlinit e prea puțin spus, pentru că eu nici n-am îndrăznit să visez la a cânta cu Phoenix, pentru că prima mea experiență, impactul meu muzical a fost un concert Phoenix, pe care l-am văzut când a fost undeva prin clasa 8 -a, sau poate mai mic. Și efectiv mi-a reconfigurat tot traseul, toată abordarea m-a format deci, Covaci, cu ceea ce a făcut în Phoenix și cu toată trupa lui, cu toate celelalte uh, garnituri sau cum să zice, variante, da. variante, de oameni? Formule. Formule m-au mhm. construit. Am învățat cât am priceput și cât am putut din, de la fiecare, din fiecare concert. Am văzut foarte multe. Iar când am primit invitația să cânt cu Phoenix, de fapt, au fost trei invitații. La prima am zis că este absurd. Cum nu aveam încredere, am puștan în facultate. A doua oară, vezi că venim de data asta în Oradea să cântăm, haide că ieși tu de în aici, eram student în Oradea. Așa de rușine mi-a fost și așa neîncredere am avut în mine încât, nu știu ce s-a întâmplat, am profitat de ceva moment și nu m-am mai dus. Hei, după aia s-a întâmplat să particip o vreme în proiectul Phoenix și a fost foarte interesant. M-a întrebat multe lume, dar cum te înțelegi cu Covaș? Că el este... Cum e? E un om mare, un artist mare, care are ceva de spus. Iar dacă are ceva de spus, stau și la ascult, nu-l contrazic. Că atunci s-ar putea să scoată buzduganul la mine. Da. Am avut și o, un moment, o colaborare într-o campanie electorală, nu prea cânta el în campanie electorală, dar mă rog, a fost o excepție și a stat câteva zile la Hunedoara, am văzut uh, modul în care uh, stă, să zic eu așa, în, între colegi, singura poveste acolo era că omul e pretențios, adică da. trebuie să faci treabă, în rest, uh, e ok. Și, mă rog, cine nu face treabă sau nu, are, nu prea are chef de anumite lucruri, sigur că nu, nu e chiar prieten cu el. Atât de, de simplu. Păi da. Adică omul cântă de 60 de ani pe scenă, a, a ajuns la... A, a făcut foarte multe recorduri în scena românească și mi se pare ciudat când vine un artist, chiar dacă îi dublu experiența mea sau vârsta mea, să-i spună lui Covaci că nu face bine ce face. Covaci are 70 de ani de cântat, nu mai poți să-i spui că nu face bine, păi da, s-a schimbat, nu știu ce s-a schimbat. Ăla e stilul lui e poveste lui, ai credința lui, nu există altcineva care să spună că nu o face bine. Foarte clar. A urmat celelalte cuvinte, da, o altă trupă foarte interesantă, cu un extraordinari extraordinar, da. și aici am înțeles că ai intrat într-o poziție interesantă mm -hmm. la început. A, și întotdeauna cu ei am avut puține a, intersecții muzicale. Cu Călin Pop a, Solo am cântat de câteva ori, dar cu celelalte cuvinte a început uh, o prietenie când am mers student în Oradea, pentru că ei, și ei sunt orădeni, și am devenit uh, tehnicianul lor de scenă. Adică eu montam toată scena, tot, de la curent, prize, cabluri, boxe, tobe, și făceam și sonorizarea pentru uh, scenă, pentru că artiștii folosesc o sonorizare pe scenă, iar publicul aude celelalte boxe care sunt pentru public. Încerc să mă exprim, sigur, să mă înțeleagă sigur. și publicul. Sondajarea pentru scenă e chiar foarte importantă. Da. Pentru reușita concertului. Da, absolut. Trebuie da. să audă și... La asta mă refeream când am zis că trebuie ca trupa să se simtă bine pe scenă. Trebuie să te auzi bine, să-ți placă, să ai chef, să cânti, să-ți sune instrumentul așa cum îți place ție. Foarte clar. Și uh, Dirty shirt uh, o poveste interesantă, nu? O trecere în altă lume, nu? Cu Dirty Shirt iar a fost o intersecție formidabilă. Cu ei nu știu, am prins și o perioadă când uh, au început să tragă tare pentru, pentru trupa lor și atunci am nimerit între ei, am fost invitat și mi-a plăcut foarte mult. Îmi place energia, deci este o energie la Dirty Shirt similară cu ce am pățit odată. La ei mult mai pe rock, la noi e mult mai pe avem și noi momente de rock și de grohă, ială de alea, de azi mai puține. La e mult rock. Bine, nu e mai uh, amestecată treaba. Mai, mai. Uh, anul ăsta, cel puțin, am văzut în câteva festivaluri internaționale da, da, fabuloase. Adică, știu eu, cu zeci de mii de oameni în față, da. pe constructora în care au fost, uh, fost grăzaba. Revenind la uh, activitățile pe care le faci, uh, ai mai multe CD-uri, da, la activ. Vorbim câteva, să facem așa o trecere de la Desmățricor și muzici medievale, ajungem la Țepeș, nu? Da, ăla cu Phoenix a fost dansat. Așa, cu Phoenix. După aia trecem la uh, folclor cu uh, Dirty Shirt și plus ansamblă. Acolo nu. Activarea? La nu? Dirty Shirt colaboram doar pe partea de live, la studiouri. Da. Am fost altcineva cu vioara. Eu am fost la ei colaborator doar pe, doar la concert, doar la cântat pe scenă. Am înțeles. Doar la live-uri. Ce am pățit odată? Asta în 2019, da? La Corbu avem un fel următor. Zbor spre rădăcini este primul nostru album care și ăla cumva vorbea despre avântul nou, re o renaștere care te duce în sus, dar spre rădăcinile noastre, apropo de influența folclorului. Apoi a urmat ce am pățit odată, mi-am dat seama că am murit, Cumva și titlul are continuitate cu zbor spre adecini. S-a întâmplat și după aia observ că e o poveste nouă. Ce-am pățit odată? Apoi a urmat pandemia în care am scos și ceva... IP, sau nu știu cum să zic, a fost scurt. Niște piese cu muzică electronică. Fiind singur, experimentezi, înveți, îți instrumente noi și explorezi toată zona muzicii. Alea, acelea se numesc Este foarte bine. În plină pandemie, albumul nostru de muzică electronică se numește Este foarte bine. Deci, trag concluzia și din discuția noastră, și din ceea ce faci, că îți place să fii invers decât consideră lumea că e normal. M-am motivat foarte mult. Am încercat să țin în frâu nebunia mulți o înțeleg la ce mă refer. În perioada pandemică, când eram izolați în casă, închiși acolo între patru pereți, ce făceam? Am început să învăț muzică electronică și apoi după este foarte bine, l-am făcut pe cei care tac. Asta este felul în care eu am trecut pandemia. Că altfel nu știu ce făceam. Făceam poate vâlvaiurea pe Facebook. Iar după toate albumele astea a urmat Dezlegania, care e o colecție de șapte concerte live. Ăsta e un album de muzică, atipic. Pentru că suntem atipici, de aceea cântăm la Heroes CrossFit, o sală atipică. În pregătire mai avem un album aproape gata, finalizat, de înregistrat, iar acesta, ca să completez atipicitatea... <laughs> Așa. Este construit cu tot în formulă de trupe, cu tobe, cu chitări, cu bas, cu vioară, dar textul este de inspirație onirică. Eu mi-am scris visele de foarte din 2012 le scriu și odată cu acest album care urmează să fie finalizat și să-l publicăm, mi-am abordat texte din vise, iar întâmplările de acolo sunt întâmplări scoase din subconștientul meu prin intermediul viselor. Sunt foarte curios cum o să fie și ăla perceput de cine îl va asculta. Da. Uh, am sesizat de-a lungul timpului și chiar am apreciat pe artiștii care uh, își uh, exprimă starea și modul lor de exprimare în proiecte. Sunt unii care merg pe aceeași idee. Am cunoscut pictori, de exemplu, care toată viața au mers pe ideea crucii, de exemplu. Da, Foarte da, interesant da, da. și chiar nu e ușor, adică să ai un singur, să zic eu, subiect pe care trebuie să-l prezinți și să fie și interesant și variat. La tine se sizează povestea cu proiectele un pic altfel, în sensul că tot timpul te muți, schimbi. Nu ești ideea de proiect rămâne, bineînțeles, dar vii cu alte uh, idei, cu alte propuneri. E o filozofie îmi poate asta, bănuiesc că este totuși. O filozofie oricum este undeva în spate, dar uh, eu mai mult o adaptare. Am dat exemplu pandemic mai devreme. În perioada respectivă nu puteam să mă plimb cu, cu șase oameni împreună, pentru că așa a fost contextul. În perioada respectivă a fost mult mai simplu să mă adaptez situației și să mă plimb de unul singur, Păcând celălalt album. Și cumva, cam așa par, după starea de spirit pe care o am. Sunt acasă, ce mă inspiră? Păi, o vreme m-a inspirat visele, le-am făcut, iar acum, după vise, încă nu sunt gata, dar deja am, așa, niște întrebări, căutări, ca orice om, pe o anumită temă pe care le urmăresc și sper să le găsesc felul de abordare sonoră. A cuvintelor și a armoniilor, pe care să le faci acolo, încât să-i dea starea pe care o caut. O adaptare, zici mai mult. Da, în general, și de-a lungul istoriei muzicii, artiștii au avut o mare dilemă: să fie comercial sau să-și exprime gândurile și. Uh, ideile, da? Adică... Și eu am avut-o, bineînțeles. Cum? Și eu am avut uh, tendințe de astea. Pilesc, normal. <laughs> Eram sigur că te te și întreb. Uh, cum uh, te descurci în lumea asta în care uh, jurul și cel puțin în industria asta muzicală, hai să vorbim de industria muzicală din România, lucrurile sunt uh, să zic așa uh, foarte pf, nici nu știu cum să formulez ca să se înțeleagă Interesate. Adică, în mare, foarte mulți fac muzică pentru a câștiga. Da. -a, adică, cred că. Înțelegi ce vreau să spun? Înțeleg fac. foarte bine. Pe scurt, se folosește termenul de muzică comercială. Comercială, da. Conține și un fel de cacofonie această expresie, muzică comercială. comercială da. <laughs> am încercat și eu anumite piese când, de fiecare dată când am încercat să fac ceva comercial, gata, piesa asta conține schemele care o fac să aibă trecerea publică, a fost un eșec total. Nu <gântu -i> a funcționat nimic, deși schemele sunt ca la carte, vorbaia. Da, da. De câte ori am încercat să mă manifest așa liber, neîndrumat de niciun fel de influențe, ci cele din simțirea mea. Simt că așa trebuie să fac cu Vioara și Cavalul, nu știu care album. Succes neașteptat. Lume multă, vânzare multă, ceea ce o traduc în apreciere, ceea ce e foarte important. Și mulțumirea, mulțumirea pe care o simt eu, noi cei de pe scenă și la fel și cei din public. Că aici este ceea ce punem accentul și în, în tot ceea ce facem. Nu căutăm să ne... nu ne așteptăm să ne îmbogățim din arte, nu, deși din asta trăim. Ba, deci reușiți să trăiți din asta, Reușim da? să trăim din asta, dar uh, suntem genul de oameni care, eu cel puțin, mă mulțumesc cu puțin și primez mult. Da, corect. E partea spirituală, adică da. partea materială mai puțin importantă. Sigur că ajută uh, foarte da. mult, cum am zis, adică să mergi în turneu și acum, îi, îi costuri foarte mari, mașina, sculele. Ți se rupe o coardă, -o, se de corz 200 și ceva de lei. Bine, timpul... Timpul, nu mai a, vorbesc de timpul. Repetiții. Da, 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 a, da, toate astea. Pe energii adică lucrurile nu sunt chiar simple. Noi ca să da. ne plimbăm acum în turneul ăsta de șapte orașe sau câte sunt de duminică până duminică opt, lucrăm neîntrerupte de cel puțin două luni. Sper să ne înțeleagă și publicul ne care nu are legătură cu al mediul artistic chiar atât de mult, și să contribui fiecare cu ceea ce poate. Nu i nicio constrângere din partea nimănui. Bun, cu zona de. dacă tot vorbim de partea materială, sponsori, sunt aproape de mișcarea pe care o ai. Și aici e. e cu dute vino. E, până la urmă, e felul în care percep lucrul ăsta. Nu sunt singur. În spatele celor cinci oameni care pleacă în turneul acesta, patru pe scenă și cu Luiza cea care ne coordonează, suntem 5, mai este încă o armată de oameni care fiecare ne ajută cu ceva. Unul ne dă designul, unul ne dă afișele, unul ne dă pozele, unul ne ajută După la care azi, costă bineînțeles, normal, da. Și de fapt facem niște un schimb de servicii. Ne ajutăm între noi. Suntem o comunitate. Există o comunitate Corbu care face să se întâmple lucruri. Apoi, sponsor de nu știu de care să zic. Da, nu spunem nume. Ca. Fel. Nu spunem nume, da. dar dacă veți lua cd pe unele dintre ele veți vedea diversi oameni care la fel s-au implicat cu ce au avut. Sperăm să avem și sponsor de -aștia cu saci de bani, pentru că ne ajută și pentru că avem în ce să investim. Da, ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Mi-a făcut mare plăcere faptul că ne-am reîntâlnit în acest an. Iată, ai făcut cumva, nici măcar n-ai planificat, dar ai făcut în așa fel încât să vii din nou la Deva, ceea ce mă bucur că am ajuns. Se, pentru viața culturală din municipiu mi se pare o contribuție serioasă. Și cam ce urmează? Urmează să ne terminăm turneul acesta. Mâine mergem la Alba Iulia, apoi Baia Mare, Cehu, Silvanii. În decembrie mai avem câteva concerte și apoi aștept cu nerăbdare să apară momentul februarie când iar vom pregăti ceva ieșiri. Iar ceea ce îmi doresc eu foarte mult e ca la următoarele ieșiri începând din februarie anul viitor e să combinăm cele două albume. Cei care tac cu ce am pățit odată. Pentru că și acesta are o poveste diferită, la fel de frumoasă, la fel de interesantă, cel puțin pentru noi, pentru mine, pe care abia aștept să o arăt lumii și să ne finalizăm artele. Fără restricții, fără impuneri, fără deadline, fără nimic. Cum simțim? Da, în modul în care și care trăiești, îmi dau seama că ești foarte liber nu mai încercăm. Spun de muzica pe care o faci de ideile pe care le lansez în, în viața culturală de la noi. Îți doresc mult, mult succes. Mă bucur că ne-am revăzut și succes din seara. Mulțumim, abia aștept să ne vedem pe scenă. Mai spunem o unde are loc. Vă așteptăm în seara aceasta la ora 19 la Heroes CrossFit, strada progresului PT22A. Heroes CrossFit Trupa Corbu. Trupa Corbu, mult succes în continuare. Mă bucur că ne-am uh, văzut din nou și eu am stat de vorbă. Mai bine îți doresc. Vă mulțumim, la fel, vă dorim. Dragi prieteni, mulțumesc mult dacă ne-ați urmărit. Uh, vă doresc că după masă frumoasă în continuare alături de InfoHD. Numai bine, la revedere!